Oameni de milioane. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM este unul dintre acei profesori care te ajută să prinzi aripi, să mergi mai departe, și este unul dintre acei profesori cu care România se mândrește, pentru că este nominalizat între elitele lumii, între cei mai buni 50 de profesori din lume, și nu este ușor de ajuns pe acea listă. Mirela Tanc, bun venit la Europa FM. Bună seara. Cum e să te afli pe o listă printre sau cu alți 49 de colegi din toată lumea care reușesc să ducă educația la un alt nivel? Este extraordinar de onorant, dar în același timp vreau să știe colegii mei că mă consider ca reprezentanta lor, vreau să știe că sunt de-a lor, că sunt mulți educatori asemenea mie, evident, în România, și că și ei pot ajunge aici, pentru că nu este atât de greu. E important să-și dorească. Din Oradea, predând limba română, limba și literatura română, da. Direct mai departe, predând de fapt niște lecții de viață copiilor, pentru că până la urmă cred că despre asta este, nu? Să fii profesor cu adevărat bun. Să nu predai doar o materie. Așa este. Cred că ceea ce m-a adus în acest top onorant, de altfel supranumit Oscarul în educație, sunt soluțiile originale pe care eu le-am găsit la problemele cu care ne confruntăm în educație, fie că e vorba de componenta academică sau de cea formativă sau chiar de cea civică. Un motiv pentru care sunt în acest top excepțional este că am știut să descoper pasiunile elevilor mei și să le folosesc în predare. De exemplu, găsesc legături nebănuite între știință și literatură. Misiunile științifice sunt punct de pornire pentru unele noțiuni greu de înțeles pentru elevi, la gramatică sau la literatură. Am pornit de la ideea că dacă sunt elevii pasionați de spațiu, le aduc spațiul la ei, acasă, la ei în clasă. De exemplu, am găsit similitudini între misiunile spațiale și Miorița, între misiunile Apollo, de exemplu, Apollo 50, ce s-a întâmplat cu acei astronauți care era să rămână în spațiu și ce au soluțiile pe care le-au găsit, le-am comparat cu testamentul, să spun așa, ciobanului din Miorița. Apoi, am elevi pasionați de jocuri, am încercat să integrez jocurile sau ceea ce fac jocurile, ce le oferă jocurile în predarea mea. Și dacă e timp, vă pot da și câteva exemple. Dar vă rog! Așa, deci în primul rând mi-am convins elevii să citească, pornind de la jocul Minecraft, cerându-le să recreeze în joc secvențe din anumite cărți. Evident, pentru a crea acele secvențe, ei ar trebui să citească, să se documenteze, adică să citească. Iar la final, după ce au creat secvența respectivă, să ne o prezinte în clasă. Ei, pentru asta trebuie din nou să te documenteze ca să știe să ne spune, acolo e așa, așa, așa. Tot cu jocul Minecraft, prin jocul Minecraft am învățat să creăm personaje. Exact cum prin joc se creează personajul Alex, de exemplu, mi s-a părut potrivită ideea de a face legătura cu crearea unui personaj literar și cu a învăța trăsăturile prin care caracterizăm un personaj. Deci, de fapt, se concretizez lucruri abstracte care pentru elevii sunt un pic mai greu de înțeles și nu vor. Dar când le-am prezentat, uite, așa cum creați voi în Minecraft pe Alex sau pe alte personaje, exact așa scriitorii creează personajele și noi le deducem trăsăturile în mod direct, în mod indirect, uite, la fel ca și la Alex, da? Îl vedem că-i trăsăturile fizice, le deducem în mod direct, dar indirect deducem prin ceea ce face, cum se comportă, relațiile cu alte personaje și copiii au înțeles mult mai ușor. Cu jocul Fortnite, de exemplu, este un joc destul de violent din punctul meu de vedere, dar copiilor le place acest joc și atunci la o zi a școlii, școala noastră sărbătorește ziua în fiecare an în 1 iunie, le-am cerut elevilor să recapitulăm materia tot așa într-un mod original și mi-au creat în Fortnite, de fapt, pur și simplu teste grilă, simple, le-au introdus în jocul Fortnite și spăgeau acolo cu, nu mai știu ce, cu toporul, nu mă pricep că nu joc jocul respectiv, și dădeau de soluțiile, da, întrebările la care răspundeau prin jocul respectiv. Apoi, scuze că vă întrerup, cum v-au venit ideile astea? Evident că mi-au venit ideile astea pornind de la o lipsă, de la faptul că am văzut că elevii mei nu sunt interesați de ceea ce fac eu și mi-am dat seama că undeva greșesc, m-am oprit, i-am studiat, am văzut ce le place să facă,
Nu mi-au plăcut toate lucrurile care le plac. Evident, copilor le plac și lucruri și jocuri violente și muzică de care nu ne place nouă, dar am zis, trebuie să găsesc totuși ceva ce se poate folosi și la materia mea. Și așa mi-au venit ideile acestea. A trebuit să fac ceva, să ajung cumva la elevii mei. De asemenea, din melodii analizăm versurile, dacă sunt cu mesaj, sau analizăm părți de vorbire. Hai să analizăm toate pronumele din un anumit tip, din mai știu ce melodie. Alegem melodii care se pot pune la școală și prezenta. Mirela Tang, dar în percepția școlii românești, profesorul este șeful, stă la catedră și le dictează. Elevii nu au neapărat opțiune, trebuie să facă ceea ce li se spune de la catedră. Da. Și de aceea un profesor bun nu este întotdeauna ceea ce reprezint eu. Un profesor bun pentru unii poate să fie unul care ascultă, care execută exact ce a spus dumneavoastră, care scrie pe tablă frumos lecția și la sfârșitul orei bifează că au copii în caiet, nu contează mai departe dacă i-au înțeles sau da, iau în caiet, doamna sau domnul și-a acoperit, este acoperit, copilul are, asta e, mai departe îl privește pe el. Ei, eu nu sunt un astfel de profesor și poate acest lucru nu este totdeauna apreciat și plăcut de oricine. Pentru că sunt încă oameni care sunt ancorați în vechile realități. Nu merg mai departe decât tatăl meu, fost director de școală, azi la 70 de ani. Ce prostii faci tu acolo? Stai cu calculatorul toată ziua în brațe. El vede doar că eu mă joc, că fac acolo ceva. Nu ceea ce știa el, cum se pregătesc lecțiile din carte, din caiet, cu notițe. Asta e, sunt încă oameni, eu înțeleg lucrul acesta, că sunt încă ancorați în vechile realități. Mirela Tang, dar cum a pornit curajul ăsta de a face lucrurile altfel? Pentru că mă închipui că ceilalți colegi, până la elevi pe care să-i cuceriți astfel, ceilalți colegi s-au uitat ciudat. Mai există și o conducere, probabil, mai există și un inspectorat, mai există multe piedici, mai există și părinți care poate nu sunt de acord. Da, nu toată lumea este deschisă, așa este. Trebuie să vă spun că îi sunt datoare mentorului meu, Rașmi Caturia, pe care am cunoscut-o în 2000 și nu știu cât. În 2016 a venit în România și a stat la noi la școală și la mine acasă o săptămână și am învățat, am văzut de la ea concret, da, cum se poate câștiga timp, cum poți să-ți atragi copiii folosind la ora aceea, folosea tot ce ține de tehnologie și nu pierdea timpul. Deci am învățat foarte multe de la Rașmi și ea m-a învățat și să împărtășesc ceea ce fac. Până atunci mi-era foarte greu și nu acceptam să șeruiesc ceea ce fac, să postez pe rețelele sociale, pentru că tot timpul mi-era teamă că voi fi judecată, că mi se vor numera virgulele pe care le-am pus greșit din grabă sau iurile sau ăurile sau mă rog. Ea m-a învățat să trec peste acestea, pentru că altfel nu mai facem nimic, nu progresăm dacă tot timpul ne vom gândi la... Deci ei sunt datoare. Și de atunci am descoperit platforma Microsoft Education, eram super încântată de ea, îmi venea să cred câte posibilități ne oferă, câte conexiuni globale, totul absolut gratuit. Am fost fascinată. De altfel și înainte de Twinning, am găsit câte o platformă care mi-a plăcut foarte mult și am rămas dedicată. Deci cumva ați fost înaintea vremurilor prin care trecem, uite, deja de 2 ani de zile și ați simțit cumva școala online înainte să existe așa acest este, termen da. În vocabularul românesc. Din 2018 am susținut un curs, Acces s-a numit atunci, prima oară cu colegii mei la școală, apoi colegii mei din oraș, din județ, apoi din Brașov, din Iași, de la București, în care exact asta le prezentam, platformele, chiar auzeam o colegă spunând ieri într-un interviu, că eu le prezentam deja Minecraft, Mozabook, Kahoot, platforme și jocuri, aplicații pentru școală, în 2018. Și acest fapt ne-a ajutat pe noi foarte mult să trecem foarte ușor în mediul online, atunci când a început nebunia cu pandemia. N-am stat și să ne organizăm. Noi am știut din start cu ce vom porni la drum și am și pornit. A fost extraordinar și mi-au mulțumit colegii pe care i-am școlit, să spun așa, atunci și mi-au propus să continui cursul acesta și de altfel îl și continui din 2020. În urma atelierelor pe care le-am susținut și participărilor la conferințe, colegii m-au rugat să reiau cursul, bineînțeles, adaptat la vremurile pe care le trăim. Și l-am reluat sub forma, sub numele de titlu, sub titlul de Noul Normal, în care cursul este clar un atipic, ca și mine de altfel. De ce? Pentru că înainte de a participa, profesorii completează un chestionar din care aflu concret cu ce probleme se confruntă și cursul se adresează exact acestor probleme. Îi învăț la acest curs pe profesori că singurele limitări sunt în mintea lor, îi învăț să găsească resurse educaționale locuri nebănuite, cum am găsit și eu, îi învăț să-și creeze materiale didactice originale,
îi învăț să aibă grijă de starea lor de bine și a elevilor lor, să se bucure de ceea ce fac ca să nu simt oboseala, să găsească acele resurse în locuri nebănuite. Mi-ar plăcea să ajung cu cursul acesta la toți educatorii români, pentru că le aduc cele mai noi informații, inovații, tendințe din educația globală. Mirela Tang, până când să ajungeți profesoara aceea cool despre care se vorbească, să fie inclusă în topuri, iată, să fie omul de milioane la Europa FM, au existat și oameni care au spus că este, și scuzați duritatea formulării, o profă nebună care pune copiii să se joace în loc să le predea miorița și... Dar acestea m-au motivat să fiu și să fiu mai bună, să mă perfecționez, așa că le mulțumesc acelora care n-au crezut în mine, pentru că m-au ajutat să ajung aici unde sunt. Cât de greșit sau cât de bun este sistemul educațional românesc prin ochii dumneavoastră, făcând lucrurile cumva altfel? Este ceva așa fundamental greșit în modul în care încercăm să facem educația în România sau... E mai mult problema celor care încearcă să facă educația, nu neapărat a sistemului așa pe de-a întregul. Eu sunt adept a concepției că omul sfințește locul. E ușor să ne plângem, e ușor să spunem că ne este greu, că ne este greu. Dar cred că e mai bine și mai corect să luăm lucrurile, să vedem care sunt problemele, să le identificăm și să le rezolvăm. De altfel, motto-ul meu, dacă vrei cu adevărat poți, dedus din dacă vrei cu adevărat vei găsi o soluție, dacă nu vrei cu adevărat vei găsi o scuză și le-o spun copiilor de câte ori îmi vin cu o scuză, cred că e valabil și la noi. Acei dascăli care doresc să facă, vor găsi soluția să o facă, vor găsi resursele necesare, vor găsi puterea, timpul. Sincer, în pandemie mi-au crescut dioptrile la ochelari. În pandemie m-am îngrășat 20 ceva de kilograme. Asta este reversul medaliei. Dar am ajuns unde am ajuns, să spun așa. Și clar, trecând peste topurile respective, evident, scopul meu a fost să ajung la sufletul elevilor mei, să învăț, încă o dată spun, dascălii români să ajungă la sufletul elevilor lor și să arate că materia pe care o predau poate să fie și plăcută. Și le aduc soluții concrete, cum să-i cucerească, cum să le aducă materia pe care o predau, v-am spus, copiilor. Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ați primit? Am primit multe complimente, dar cele mai frumoase sunt de la elevii mei, de la foștii mei elevi. Unul, nu de mult, un elev care tocmai a terminat facultatea de medicină, spunea că în cei 18 ani pe care a petrecut la școală, tot profesoara lui preferat am rămas, ceea ce mă onorează. De la colegi, de la doamnele cursante, o doamnă de la curs mi-a spus că anul 2021 a fost foarte greu pentru ea, dar singurele lucruri plăcute au fost cursul meu și tabăra. Am avut și o tabără în vara aceasta. S-au dorit doamnele cursante să facem o tabără fizică la Oradea și acestea au spus că i-au adus multe soluții și a demonstrat ei că este capabilă, chiar dacă credea că nu este așa. M-am bucurat foarte mult, pentru că mi-a dovedit că am făcut ceva pentru puțini oameni, dar îmi doresc să fac pentru mai mulți. Reușesc notele să motiveze sau să limiteze pe elevii? Cum simțiți? Predau o materie care are evaluare națională, așadar trebuie să fiu atentă și la această componentă, dar îi învăț pe elevi să nu fie sclavii notelor. Chiar zilele trecute, acum la început de an, le ceream elevilor mei să stabilească niște obiective și printre obiectivele lor au fost note mari. Și am spus, dragii mei, nu trebuie să fiți doar vânători de note, pentru că atunci sunteți tentați să dați și pe delături, să faceți orice se poate pentru a obține note mari, nu, dar e important ca ei să înțeleagă că notele reflectă ceea ce știu copiii. Ceea ce am, și mă străduiesc să le dau notele în așa fel încât notele pe care le au la mine să le aibă și la evaluarea națională. Mirela Tang, cu ce credeți că ar trebui să rămână un elev după ora dumneavoastră, după anii pe care i-ați petrecut împreună în școală la materia numită limba și literatura română? Evident, cu abilitățile necesare evaluării naționale, dar și cu abilitățile necesare lor ca oameni, cu ideile pe care ei sunt de altfel oameni care au idei grozave și care vor crea. Eu cred că elevii noștri sunt cei care creează viitorul și atunci îi pregătesc pentru așa ceva, îi pregătesc să gândească critic. Da? Evident, avem și texte de noțiuni care trebuie memorate, dar insist pe componenta logică, pe a înțelege, pe a gândi, cum vă spuneam, critic, a filtra prin propria lor sensibilitate și memorie, până la urmă, ceea ce primesc din jurul lor, pentru a fi, pun eu, buni oameni ai zilei de mâine.
Care este cea mai mare piedică pe care ați întâlnit-o în sistem până acum? Eu nu le-am luat ca și piedici, v-am spus. Eu, reproșurile care mi s-au făcut sau picioarele în fund, spun eu, m-au făcut să-mi revizuiesc. Vă spuneam și la metodele acestea am ajuns, datorită faptului că am constatat că nu obțin ceea ce aș vrea, ceea ce aș putea de la elevii mei. Și atunci m-am oprit, am conștientizat că ceva nu este în regulă, că undeva greșesc, atât eu cât și elevii mei, până la urmă suntem o echipă, și mi-am revizuit. Eu le cer cu elevilor mele, cer la fiecare final de an sau final de ciclu, de altfel și pe parcursul anului, le cer feedback, îi rog să fie onești, pentru că eu învăț din acestea și văd ce nu le-a fost clar, ce n-au înțeles, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut la orele cu mine și încerc în fiecare an să devin mai bună și să-mi perfecționez metoda de lucru cu copii. Deci ați rămas acolo și nu sunteți astăzi în altă țară sau în alt oraș mai mare, fără să dau Am primit nume. propuneri și onorante pentru mine. Am fost invitat, am vizitat niște școli grozave în străinătate, după aia am vizitat două școli GEMS și am primit ofertă de a rămâne la ei. A fost pentru mine super onorant. În condițiile în care eu nu vorbesc limba engleză foarte bine, au spus că au nevoie de reputația mea, de conexiunile mele, pentru că am niște conexiuni care par așa luate din, parcă nu sunt adevărate, nu sunt reale, nici mie nu-mi e să cred întotdeauna. Mi-amintesc atunci, mă uit la pozele pe care le am cu persoanele respective și mi-amintesc de proiectele pe care le avem împreună. Am primit oferte, să știți, și funcții, dar nu mă interesează, pe mine mă interesează să lucrez cu elevii. Deci să fiu la firul ierbii, cum se spune. Pe mine asta mă interesează. Păi da, puteți să lucrați cu elevii și în altă parte, și Dar pe bani mai mulți. lucrez cu elevii în altă parte, prin atelier și cu elevii țin ateliere. Am organizat în vara anului trecut, în primăvară și în acest an, am organizat pentru copiii Fundației World Vision, am organizat ateliere. I-am pus în legătură directă cu un biolog marin din Maldive. De asemenea, cu alți copii, atelierele pe care le țin și copiii mei, conexiunile, fie că vorbim de cercetători de la NASA, de la ESA, de Dumitru Prunariu, de cel mai bun student de la Oxford, n-am făcut această conexiune doar pentru elevii mei, ci am mai invitat și alte colege doritoare, da? Tocmai pentru a împărtăși și pentru a afla mai mulți despre ce ne interesează. Colegilor dumneavoastră, profesori, fie că sunt de școală generală, de liceu sau profesori universitari, ce mesaj le-ați transmite din lucrurile pe care le-ați învățat și credeți că ar putea și ei să le aplice, că se apropie de elevi? În primul rând, le-a spune că nu sunt singuri, că sunt alături de ei, că sunt una de a lor, că dacă eu am putut, o profesoară dintr-un oraș mic, de la granița cu Ungaria, pot și ei. E foarte important doar să-și dorească. Încă o dată să-și dorească să ajungă la sufletul elevilor lor. Eu nu mi-am dorit aceste premii. Am multe premii, din străinătate mai ales, iarăși o treabă, că din România destul de puține, ca să nu spun că local nu știu, nu prea am. Da, să se gândească că vor veni și recompensele acestea după ce faci ceea ce trebuie. Eu nu am dorit, vă spuneam lucrurile acestea, mi-am dorit să ajung la sufletul elevilor mei și să fac ce se poate mai bine pentru ei. De asemenea, știu că România are foarte mulți educatori extraordinari, inventivi, originali. Pe unii cunosc, pe unii nu, dar m-aș bucura să ne facem cunoscuți, să ne promovăm, pentru că nu ne luăm nimic unii altora, din contră, creștem noi împreună și cresc și elevii noștri. Eu mă consider că sunt exponenta lor, că sunt reprezentanta lor și că îi reprezint cu cinste în lume. Și mi-am făcut o misiune, să spun așa, din a restabili reputația, prestigiul meseriei de dascăl. Cum? Aducându-i în secolul 21 prin intermediul cursului meu și vreau să pornesc o campanie națională de educație altfel și prin care să demonstrăm că profesorii contează. Mirela Tank, vă mulțumesc pentru că sunteți omul nostru de milioane la Europa FM. Oameni de milioane. Cu Toader Păun la Europa FM.